Expoziția Națională a României. Am expus la această ediție inclusiv biblici. Am avut înscrise două păsări, am adus până la urmă una singură, un mascul, varietatea de culoare negru. Pasărea la 95 de puncte, la egalitate de puncte cu pasărea care a fost desemnată campion, doar că, dintr-un motiv sau altul, e mai puțin important, cel de-al doilea mascul care a avut 95 de puncte a obținut titlul de campion. Nu e niciun fel de problemă, important este că am expus inclusiv biblici la această națională și deja și în România expozițiile încep să fie din ce în ce mai diversificate, în sensul că nu avem doar găini, porumbei și iepuri, mai avem, iată, și rațe, guște, bibilici și păsări exotice, respectiv rațe ornamentale, gâște sălbatice, fazani, păuni, papagali și așa mai departe. Cu cât mai diversificat, cu atât mai bine.